8 martie este ziua în care se sărbătorește de la un capăt la altul al lunii femeia, simbol al vieții, al iubirii, purității și al frumuseții spirituale. În această zi, femeia este în centrul atenției, bărbații exprimându-și afecțiunea, oferindu-i femeii iubite flori și cadouri. Până în decembrie 89, 8 martie se sărbătorea Ziua Mamei, iar obiceiul se păstrează și după mai bine de 30 de ani, așa că gândurile și atențiile se îndreaptă astăzi pe bună dreptate și spre mame, nu doar spre iubite sau soții. Poate că niciodată într-un an zona pietonală din apropierea pieței centrale nu a arătat mai frumos colorată ca astăzi de 8 martie. O adevărată feerie de culori, nuanțe și miasme parfumate, pe lângă care nu puteai să treci fără să te oprești și să le admiri. Anul acesta, comercianții s-au întrecut în aranjamente florale, care mai de care mai atrăgătoare, dar și într-o diversitate de tipuri de flori și cadouri, ce au cam îngreunat sarcina cumpărătorilor. Cert este că astăzi, cu siguranță, cel mai vândut produs a fost floarea, simbol al fragilității, al sensibilității, al femeii din viața noastră, a tuturor. Am văzut că aveți niște flori tare frumoase în mână. Le-ați primit? Am și primit și fac și cadou. Cum petreceți ziua de 8 martie? Acasă, cu soțul și cu copiii dacă vin în vizită. Așteptam în ziua de astăzi, de 8 martie, să vină să cumpere o floare frumoasă pentru doamnele dânșilor. Am văzut că prin atâtea femei sunt și bărbați care stau și vând florile. De ce? Păi de 8 martie, cine face cadou? Doamnelor, domnișoarelor, domnii aleg, domnii plătesc și doamnele cu drag primesc. Cum vă petreceți ziua de 8 martie? Cred că alături de soția dumneavoastră. Bineînțeles, de seară. De seară la o cină romantică. Femeia atât de frumoasă, lângă niște flori atât de frumoase, cum vă petreceți data de 8 martie? Aici, la flori. Cu ce le așteptați pe doamne sau pe domni ca să le ofere flori doamnelor? Cu cale și cu begonii. Crescute? În seră. Fie că sunt realizate din săpun sau naturale din flori de lavandă, cadourile poartă amprenta și dragostea celor care le creează și pline deja cu dragoste ajung la persoanele cele mai importante din viața noastră cu o dragoste înzecită. Sunt realizate manual? Da, ea le-a făcut. Eu sunt doar asistentă, eu sunt sau cu pungile. Da, sunt realizate manual de mine, acasă. Câte ore ți ia să faci un asemenea aranjament? Nu ia foarte mult, în jur de 20 de minute, jumătate de oră. Cum vă petrece ziua de 8 martie? Păi, aici. Încercăm să facem vânzări și mai încolo dăm cadou și la mame. Aranjamente cu lavandă uscată și flori uscate. Produse din lavandă, ulei de lavandă, apă de lavandă. Cam la ce prețuri se întind produsele din lavandă? Nu sunt, sunt niște prețuri rezonabile pentru toate buzunarele. Avem aranjamente începând de la 25 de lei până la 100. La mulți ani tuturor femeilor, datorită cărora, iată, culorile sunt mai vii, iar frumusețea este mai pură, chiar și pentru o zi.